Fraților mai nou, căcuțul e practic aur, cel puțin din punct de vedere arheologic. Gândiți-vă la asta, un căcuț antic conține de 10 ori mai mult ADN decât niște oase antice, ca să nu mai zic că dacă ai răbdare să cauți temeinic în respectivul căcuț, o să dai de o groază de informații interesante despre bolile de la vremea respectivă, dietele oamenilor și altele. Pe vremuri, căcuțul fosilizat era pur și simplu ignorat, dar astăzi, grație tehnologiilor moderne, arheologii își bagă nasul adânc în problemă și scot la iveală informații din ce în ce mai interesante. Uite 8 secrete ale căcuțului antic. Pe locul 8. Dieta oamenilor de Neandertal. Da, au găsit căcuți vechi rău în El Salt, din sudul Spaniei are 50.000 de ani și e cel mai vechi căcuț ever. Când era căcuțul ăsta proaspăt, încă mai vânam mamuți. Timp de zeci de ani, arheologii au analizat așezămintele oamenilor de Neandertal și au găsit o groază de oase de animale. Pentru mult timp, aceștia au crezut că Neandertalii aveau o dietă bazată numai pe carne. Între timp, grație celui mai vechi căcuț, acum știm că ăștia mâncau și destul de multe legume. Copii, sfatul meu e să mâncați o mega salată, să căutați o peșteră îndepărtată și uscată și să faceți acolo un căcuț zdravă în care să ne impresioneze urmașii de peste vreo 50.000 de ani. O vreme, ăștia credeau că analizează o balegă de urs, dar până la urmă și-au dat seama că nivelul de colesterol corespunde cu cel uman. Acum, teoria oficială e că descoperirea focului a schimbat radical dieta oamenilor, în sensul că au putut mânca mai multă carne, dar nu au renunțat la legume. Asta vom crede de acum încolo, până când dă peste noi un căcuț și mai vechi care să revoluționeze istoria. Pe locul 7. Secretele Romei Roma antică e celebră pentru curățenia și igiena de care a dat dovadă. Chiar și așa, cu toate veceurile lor din piatră, care mai pot fi văzute și astăzi, tot nu a reușit să scape de paraziți. Cercetătorii de la Cambridge au descoperit că romanii erau infestați cu tot felul de viermi intestinali, inclusiv tenie. Bonus aveau la fel de mulți paraziți, de gen păduc și purici, ca vikingii. Ăștia săracii nu erau cunoscuți pentru cât de des se spălau. Unele dintre măsurile de igienă de la vremea respectivă au oprit răspândirea paraziților, în timp ce altele au ajutat-o. Apa din băile publice era schimbată la nimereală, neregulat, la ochi. Se uita unul la ea și zicea, frate Titus, apa asta e cam maro, eu zic să băgăm alta. La care Titus răspundea, ce ai pățit frate Cassius, de ce să facem asta? Încă nu miroase urât. Simt nevoia să precizez că acest dialog e imaginar. Omfino ai avansat tehnologic, dar n-am ajuns încă în punctul în care să descoperim stenograme în căcuț. Tot romanii foloseau căcuțul pentru a fertiliza pământul agricol. Metoda funcționează dacă vrei să crești mai multe roșii, dar e la fel de eficientă dacă vrei să răspândești mai bine paraziții intestinali. Din analiza paraziților putem trage concluzia că romanii mâncau deseori pește crud și un sos de pește fermentat pe nume garum. Pe locul 6. Canibalii din Cowboy Wash. Dacă te aflai la momentul potrivit în preajma unui sit arheologic din Cowboy Wash, Colorado, puteai observa cu plăcere cum o serie de arheologi -o păiau de bucurie. Exact! Tocmai descoperiseră niște căcuți și știau sigur că nu e al lor, din moment ce nu era cald și se uscase. Timp de câteva decenii, arheologii au reușit să dezgroape mai multe oase care păreau că au fost tăiate și fierte, dar Până de curând, nu găsiseră vreo dovadă clară de canibalism. Analiza căcuțului a dovedit odată pentru totdeauna că ăia erau niște canibali din moment ce au descoperit -se sut muscular și alte chestii interesante acolo. Triburile Hopi și Zuni, care o ard prin zona respectivă, nu sunt de acord cu descoperirile. Acuzațiile de canibalism au fost folosite în trecut pentru uciderea băștinașilor. Pe principiu, ăștia sunt niște canibali, să-i omorâm pe toți. Cercetătorii sunt de părere că oamenii nu erau canibali-canibali, mai mult că au fost nevoiți să facă asta din cauza secetei oribile care avusese loc în secolul x 11 Pe locul 5. Marfă ascunsă. Pe vremuri era o chestie numită drumul mătăsii, adică un traseu al bunurilor tehnologiei și religiei între China și Europa. Acum știm că ăștia făceau schimb și de alte chestii, adică de paraziți. Cercetătorii au analizat bețele igienice de pe drumul mătăsii, mai exact din Kuangkuanzi, și au descoperit că acestea conțineau ouă de gălbează de la chinezi. Din foarte multe motive plictisitoare, parazitul ăsta are nevoie de China și de alte teritorii de tip China ca să se înmulțească ai grijă ce faci la dragonul roșu. Epidemiologii credeau de mult timp că boli pe cum antrax, lepră și ciumă au traversat pe drumul mătăsii. Dovezile au început să se adune ca lumea în 2013, când au dat de bețele astea cu căcuți. Practic, aveau lacrimi în ochi uitându-se la ele. Nici nu vă mai spun ce fericire a fost. Pe locul 4. Hannibal. Când Hannibal a traversat Alpii ca să atace Roma cu 30.000 de oameni, 15.000 de cai și 37 de elefanți, a devenit instantaneu unul dintre cei mai sărbătoriți generali din istorie. Până de curând nimeni nu știa cu siguranță pe unde trecuse ăsta munții. Din fericire, de curând, în strâmtoarea Col de la Treverset din Italia, s-a descoperit Căcuț. Cercetătorii și-au dat seama că dacă sapă până la o anumită adâncime, ar trebui să găsească căcuți căcălău, dacă îmi permiteți. Atâția oameni, cai și elefanți, sigur au lăsat niște fertilizatori. Ei bine, analiza stratului de pământ a arătat că acesta fusese călcat de multe animale. Analiza chimică a găsit urme de cai și așa am dat în sfârșit peste traseul lui Hannibal, peste munți. Pe locul 3, înfiorătorul căcuț de viking. În 1972, arheologii din situl Iorvik, din Anglia, au dat peste cel mai mare căcuț vechi. Mi se pare și normal. Imensul căcuț are 18 cm și de la el am aflat mai multe despre dieta vikingilor și paraziții ăstora. Se pare că vikingii mâncau numai carne și cereale. Din nou, mi se pare și normal. Ce viking respectabil ar băga salată? În mutantul de 18 cm au găsit ouă de Ascaris lumbricoides, un parazit destul de nasol. Așa de nasol că o să trec peste detalii. Căutați-le singuri dacă vreți să vă îngroziți. Se pare că pe vremea aia lumea tolera mult mai multe mizerii decât acum. Mizerii la propriu. Din păcate, în 2003, imensul căcuț a fost distrus când un profesor l-a scăpat pe jos cu tot cu vitrină. Hashtag sărăcăcuțu. Pe locul 2. Cruciații. Da, au descoperit paraziți în căcuți vechi de 800 de ani într-un castel din Cipru. În 1192, regele Richard din Mădeleu a vândut insula lui Guy de Lusignan. Noul proprietar a construit Sanada Colones pentru a-și proteja investiția. În 1222, un cutremur de magnitudine 7 a dărâmat castelul Fortăreață, dar, din fericire, wc a rămas intact. Cam asta e soarta poetică a arheologilor. Acolo au găsit din nou mulți viermi intestinali, așa de mulți că se pare că viața cruciaților era mult mai nasoală decât credeam. Șansele ăstora să moară din cauza paraziților erau identice cu cele de moarte glorioasă în luptă. În plus, paraziții ăștia creșteau dramatic șansele de înfometare în timpul unui asediu sau al unei expediții lungi. Și pe locul 1, otrăvirea misterioasă a unui comandant militar italian. Am mai vorbit despre asta în clipul cu 10 morți inexplicabile, unde îl pusesem pe locul 7. De data asta, cred că la capitolul descoperirii în căcuț, tipul merită locul 1. Inițial, moartea comandantului militar de pe vremea renașterii, Can Grande de la Scala din Verona, a fost pusă pe seama unei boli de stomac, dar autopsia modernă a cadavrului a demonstrat că omul fusese otrăvit cu digitalis, a.k.a. degețelul roșu. O floare care provoacă greață, vomă, diaree și apoi moarte prin stop cardiac. Morala, pentru sănătatea dumneavoastră, nu mâncați flori. La momentul morții, Cangrande conducea din Verona peste teritorii vaste cucerite militar din zonele Padova, Treviso și Vicenza. Tot el era și protectorul lui Dante Alighieri, un fel de Sandra Brown din Renaștere, cu diferența că în loc de povești de dragoste e iad, și în loc de happy ending e tot iad. Întrebarea e cine l-a otrăvit? În iulie 1328, Can Grande a făcut o călătorie către recent cuceritul oraș Treviso. Câteva zile mai târziu l-a lovit febra, voma și bineînțeles diarea. Simptomele au progresat rapid și comandantul a crăpat la doar 4 zile de la intrarea sa în oraș. La vremea respectivă se credea că a murit din cauză că băuse dintr-o sursă de apă poluată. Chiar și istoricii moderni au negat otrăvirea, deși omul prezentase toate simptomele și existau și zvonuri că ar fi fost otrăvit. Cea mai recentă autopsie a găsit polen de Digitalis în rectul mumiei și cantități toxice de digoxin și digitoxin. De asemenea, au demonstrat că înainte de moarte, comandantul băuse ceai negru. Singura concluzie pe care o pot trage e că, indiferent cât timp a trecut, chiar și 700 de ani, nimic nu-i poate opri pe cercetători să-ți caute în rect. Oamenii ăștia sunt pur și simplu prea dedicați profesiei. Lista de suspecție e destul de mică. Un nepot care a preluat conducerea după moartea sa sau niște rivali din Milano sau Veneția. Cam atât pentru astăzi. Întrebarea clipului e tu câte straturi ai la hârtia igienică? Ok, ok, de fapt întrebarea e tu unde mergi în vacanță vara asta? Sunt curios pe unde o să petreacă lumea de pe canal. Lăsați răspuns în rubrica de comentarii, nu uitați să vă abonați și la canalul meu secundar, link în descriere, să dați un like și mai ales un share clipul ăsta pe Facebook. Să se audă Zaia peste tot pe internet.